Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua a toți care ne urmăresc la această oră, această conferință. Eu sunt Alexandru Trubca, sunt vicepreședinte al fracțiunii PAS în CMC, alături de mine este Zinaida Popa, de asemenea vicepreședinte a fracțiunii PAS. Conferința de presă pe astăzi, care încercăm să o facem, ține de prezentarea standardelor de calitate în transportul public municipal. Subiectul este, cred că, unul foarte important și, după mine, este un domeniu care, sau un document, odată aprobat, va determina direcția de dezvoltare a sistemului transport public în municipiul Chișinău pentru următorii, cel puțin, 15-20 de ani. Dar, mai întâi, am să fac un mic preambul. Ieri, probabil cei care ați văzut, a fost lansată licitația, a fost relansată licitația pentru achiziția a 100 de autobuze de 12 metri. Salutăm această acțiune a executivului și în același timp vrem să atenționăm executivul că noi nu vom accepta nicio altă formă de achiziție a bunurilor publice, a bunurilor din bani publici, decât cele transparente prin achiziții publice. Orice tentativă pe care a încercat să o facă primarul, să discute cu Comisia Parlamentară pentru a găsi anumite șeretlicuri legislative ca să cumpere la direct, nu contează că vorbim de autobuze sau alte tipuri de servicii sau bunuri, este inacceptabil și noi o vom contesta permanent. Totodată, după fosta noastră conferință de presă, domnul primar ne-a spus că despre câinii maidanezi, că PAS-ul ar trebui să-și preia o parte din activități, să-și asume niște responsabilități, dacă tot vrea să soluționeze problemele. Aici am vrea să-i transmitem un mesaj foarte clar primarului. Fiecare om trebuie să se ocupe de lucrurile care îi covin conform funcției. Dumnealui ca primar trebuie să se ocupe de subiectele legate de gestionare generală a orașului, cei de la autosalubritate și direcția locativ comunal trebuie să se ocupe de maidanezi, iar cei de la direcția transport ar fi trebuit să elaboreze aceste standarde. Din păcate, au trecut deja un an și ceva de la investitură, a trecut mai aproape un an, pe 19 mai, se împlinesc un an de când a fost aprobat acel plan de dezvoltare a sistemului de transport public municipiul Chișinău. Avem deja 2 luni de când avem un buget nou aprobat și nimeni, nimic nu a făcut în acest sens. Pentru ca lucrurile totuși se miște, noi am decis să facem noi acest document. Este un document amplu, argumentat, detalizat, care va fi prezentat prin plasare pe pagina oficială a primăriei municipiului Chișinău luni. Urmează ulterior 2 săptămâni de consultări publice a documentului și în final vom face un eveniment de consultări publice fizic sau prin Zoom ca toate părțile cointeresate să le discute și să le definitivăm acel proiect de decizie pentru elaborarea standardelor. Dar acum eu am să încerc să fac o mică prezentare despre ce reprezintă aceste standarde, care sunt principalele obiective și prevedere ale acestor standarde, ca să înțelegeți ce reprezintă ele și la ce ele vor conduce. Pentru către anul 2024, deci noi am încercat să împărțim standardele, să le bazăm pe niște piloni fundamentali de la care să pornim elaborarea standardelor. Acestea sunt 3. Vorbim despre comoditate, vorbim despre calitatea unităților de transport și vorbim despre respectarea normelor ecologice, fiindcă ele sunt foarte și foarte importante. În ce își privește comoditatea, vorbim despre densitatea numărului de călători care merg în transport public. Probabil toți cei care au mers vreodată în transport public și în oră de vârf sau și chiar în alte perioade din parcursul zilei, în special parcursul zilei, constată că troleibuzele permanent și autobuzele sunt permanent căptușite cu oameni. Deci noi avem o densitate foarte mare de călători pe loc pasager în unitățile de transport disponibile. Deci la situația actuală noi avem 3902 pasageri pe un loc existent pe an. Prin comparație, ca să înțelegeți e mult sau puțin asta, în Marseille, în Franța, acest indicator este de 1497. În Vilnius e 2563, iar în Praga e 2074. Deci noi, în comparativ cu Marseille, avem de 3 ori mai mulți pasageri pe loc și respectiv această densitate și incomoditate.
Noi ne propunem ca standardele să intre în vigoare la 1 septembrie 2021 și să fie actualizate odată în an, la 1 septembrie anul respectiv. Respectiv, pentru anul 2021, noi ne propunem ca începând cu 1 septembrie 2021, densitatea minimă, maximă, care poate fi admisă, va fi de 3.000 de călători pe loc. În 2022 acest cifră trebuie să scadă la 2.700, astfel încât în 2024 să ajungem tocmai la 2.200. Cum se face acest lucru? Deci ce înseamnă asta? Asta înseamnă nu doar cifre, asta înseamnă că municipalitatea, direcția transport, regie transport electric, parcul urban de autobuze, trebuie să se gândească la anumite instrumente care să ducă cât mai multe unități de transport în oraș și unități de transport de capacitate mare. Deci, gen unități de transport articulate. Acest lucru poate fi făcut, evident, prin achiziția care se face acum și care urmează să fie făcută, dar urmează să fie făcută și prin instrumente de achiziție a serviciilor de transport de la privați. Prin achitarea per vehicul kilometru cu colectarea tarifului de către municipalitate. Și, respectiv, astfel se ajung la acest indicator. De asemenea, un alt element foarte important ține de diferența dintre transport. Actualmente, cea mai lungă distanță între două unități de transport e 2 ore și 45. Deci, închipuiți-vă dumneavoastră, trăiți într-o suburbie și vă urcați în autobuz la ora 7, iar următorul autobuz în acea suburbie este doar la 9 și 45. Acest lucru este absolut inacceptabil. Omul trebuie să aibă transport calitativ și la ora care îi convenabil lui și, respectiv, noi ne propunem ca, începând cu anul 2022, intervalul maxim posibil între două unități de transport pe aceeași rută se are în vedere, să fie de 30 de minute. Și în final vorbim de întârzieri. Cred că toți cunosc că transportul public municipiu Chișinău întârzie. Întârzie fiindcă nu există benzi dedicate, că sunt ambuteiaje. Uneori se mai sunt situații de forță majoră când se strică. Actualmente nu există un standard cât poate să întârzie o unitate de transport. Deci noi propunem ca, începând cu 1 septembrie 2021, indiferent ce nu s-ar întâmpla, ce ambuteiaj n-ar exista, Direcția Transport, Regia Transport Electric și Parcul Urban trebuie să asigure cel puțin 15, maxim 15 minute întârzierea unei unități de transport. Maxim. Deci facă ce-o vrei. Să-și facă benzi dedicați, să găsească condiții, să elibereze locurile de parcare ca să nu blocheze transportul. Noi nu ne interesează, ei trebuie să execute acest lucru astfel încât oamenii să aibă transport public regulat. Și acest standard va fi făcut mult mai strict pe parcursul anilor. În 2022 trebuie să existe maxim 10 minute întârziere și maxim 5 minute întârziere. De fapt, indicatorii ce țin de întârziere sunt mai mulți, sunt mai descifrați, ei vor fi în standardele descrise, sunt mult mai detaliate, fiindcă e vorba și de măsurări, este vorba și de întârzierea medie, număr total de minute întârziate și așa mai departe. Deci sunt mai mulți indicatori, noi le prezentăm cei mai importanți care îi afectează direct pe oameni. În ceea ce ține de, să spunem, calitate, fiindcă nu am vorbit despre comoditatea oamenilor, acum vorbim despre calitate. Eu cred că toți știu că noi mergem cu unități de transport foarte incomode, care sunt rutiere, mulți merg. Și ele toți sunt mai puține, dar acum rămân foarte, foarte necalitative. Deci scopul nostru ca, începând cu 2021, rutierele să nu mai poată circula, sau să nu mai poată duce oameni chișinăuieni în ele. Deci vor fi un standard foarte clar, pe dimensiunile unităților care pot circula și duce oameni pe rutele municipale. Vorbim aici de o lungime de minimă, deci vorbim de minimă de 7,5 metri, deci nu poate fi mai mică unitatea de transport, lățimea de 2,200 și înălțime de 3 metri. Mai mici gabaritele unor unități de transport pe rutele municipale nu mai pot fi. Și asta va duce la excluderea rutierilor și transportatorul privat, dacă el vrea să lucreze în municipiul Chișinău, el trebuie să asigure aceste calități. Fiindcă aceste standarde sunt și pentru regie transport electric și parcuri urban de autobuze, dar și pentru transportatorii privați. Și un alt element important ține de, efectiv, de curățenie acestor unități de transport, fiindcă de foarte multe ori ele sunt murdare. Și aici va fi un standard simplu, odată la 3 zile cel puțin trebuie să aibă o spălare exterioară, odată pe zi obligatoriu, după tură obligatoriu trebuie să aibă spălare interioară și cel puțin odată în săptămână
trebuie să aibă loc dezinfectarea unității de transport, indiferent că este pandemie, nu-i pandemie, dezinfectarea trebuie să aibă loc, fiindcă virusuri sunt mult mai, mulți decât cel SARS-CoV-2 și multe altele. Da? Deci noi trebuie să ne pregătim și să anticipăm unele lucruri. În final, ține de vârsta unităților de transport și standardele de ecologie. Noi încercăm, scopul nostru este pe lângă să asigurăm o calitate, o comoditate pentru unități, pentru pasageri, trebuie să asigurăm și o calitate a unităților și o calitate pentru mediu. Ce ține de motor? Deci se referă exclusiv la unitățile de transport cu propulsie pe bază de motorină, motoarele diesel. Standardul minim care poate fi admis este Euro 4, iar numărul de unități care nu respectă acest standard, maxim care poate fi pe străzile Chișinăului, este de 30% în 2021, de 20% în 2022 și 10% în 2023. Dar aici e un element foarte important. Aceste standarde se referă exclusiv la parcul urban de autobuze. Dacă vorbim despre un agent economic privat care vrea să intre pe piață prin vânzarea de servicii de transport municipalității, el trebuie să asigure 100% standardul de calitate Euro 4. În ce ține de, și aici trebuie să menționez un lucru foarte important, actualmente în Moldova, în general, nu există limitări de standarde. Deci în Moldova, astăzi, transportatorii pot veni și cu Euro 0. Noi încercăm să ridicăm acest standard cel puțin la Euro 4 și probabil cu timpul acest standard va fi revizuit și eu intuiesc că către anul 2023 urmează să-l majorăm la Euro 5 garantat. Dar acest standard de ECO trebuie văzut împreună cu și cu vârsta maximă admisibilă a unităților de transport. Astfel, pentru troleibuze, noi prevedem vârsta maximă de 20 de ani, mai mare nu poate fi, dar cu mici excepții. Deci, începând cu 2021, numărul de unități care poate fi mai mare de 20 de ani este de 30%, începând cu 2022 este 20% și începând cu 2023 e vorba de 10%. În ceea ce ține de unitățile de transport de autobuze, e vorba de o vârstă maximă de 15 ani care poate și pe străzile Chișinăului, dar procentul care poate depăși această cifră este de 20% în anul 2021, dar cu condiția că se respecte Euro 4. Deci aici sunt două condiții care se suprapun și care trebuie, pe ambele trebuie să le respecte furnizorul de servicii de transport, iar în 2022 acest număr trebuie să fie de 10% maxim peste 15 ani din unități, iar în 2023 toate unitățile trebuie să fie garantate Euro 4 și mai tinere de 15 ani. Pentru, iarăși, revenind la transportatorii privați, dacă municipalitatea va încerca să achiziționeze servicii de transport la privați, atunci ei sunt obligați din prima zi, când participă la licitație, să respecte ambele standarde, Euro 4 și mai mici, de 15 ani. Astea sunt principalele elemente care țin de standardele de calitate pe care noi le vom prezenta mult mai detaliat și cu argumentarea descrisă în detalii, cu cifre și cu tot luni la prima oră pe site-ul primării vor fi publicat. Invităm pe toți, toate părțile cointeresate, toate asociațiile de transportatori, transportatorii privați, cetățenii, societatea civilă, experți în domeniul transporturilor, să le analizeze detaliat timp de 2 săptămâni și îi invităm de asemenea la evenimentul pe care noi îl vom organiza probabil 2 săptămâni de, începând de luni, ca să discutăm, să dezbatem acele standarde punct cu punct, astfel încât în Consiliul Municipal să ajungă un document agreat de toți, un document care, într-adevăr, să conducă la crearea unor reguli foarte clare în ceea ce privește transportul public în municipiul Chișinău. Vă mulțumesc!